declarație politică cu titlul Avem dreptul la folosirea fără represalii a simbolurilor noastre naționale. An de an, data de 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, oferă prefecturilor unor județe ocazia să-i amendeze pe acei primari care împodobesc orașele cu drapele, cocarde și inimi în culorile roșu, alb și verde, culori simbol ale comunității maghiare. Asemănător cu anii precedenți, și în anul 2021, primarii municipiilor Sfântul Gheorghe și Udorheiu Secuiesc au fost amendați cu 10.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, de către prefecturile Covasna și Harghita, pe motiv că ar fi încălcat prevederile legii 75 din 1994 privind arborarea drapelului României, lege care stipulează faptul că steagurile oficiale ale altor state pot fi arborate numai împreună cu drapelul național. 15 martie marchează data izbucnirii Revoluției din 1848, moment de cotitură al emancipării naționale și este considerată o sărbătoare a întregii națiuni maghiare. În cadrul evenimentelor de comemorare, peste tot în lume, comunitatea maghiară folosește simboluri ale națiunii. Culorile roșu, alb și verde îi reprezintă pe maghiari oriunde ar trăi ei. Subliniez faptul că simbolurile folosite la evenimentele organizate nu reprezintă steagurile oficiale ale statului maghiar, fiind lipsite de orice conținut statal. Cocardele, drapelele și inimioarele în culorile roșu, alb și verde reprezintă o modalitate de exprimare a identității etnice care atestă apartenența comunității maghiare din România la națiunea maghiară, așa cum este cazul culorilor roșu, galben și albastru pentru comunitatea românească. Astfel, nu putem vorbi de încălcarea legislației naționale. Dimpotrivă, este vorba despre aplicarea corectă a Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților, la care România este parte, și care prevede că minoritățile naționale au dreptul să-și păstreze elementele esențiale ale identității lor, respectiv religia, limba, tradițiile și patrimoniul lor cultural. În interesul Convenției, comunitatea maghiară poate utiliza simbolurile sale naționale în deplinătatea drepturilor conferite de acesta. Ca argument în favoarea acestei afirmații, adaug faptul că România este singurul stat în care maghiarii, care cu ocazia sărbătorilor își afișează culorile naționale specifice, sunt sancționați în vreun fel. Astfel, amenzile repetate, aplicate discreționar, sunt nejustificate și nu fac altceva decât să perturbe an de an conviețuirea pașnică a membrilor celor două comunități. Mai mult, aplicarea amenzilor este un gest primitiv și destructiv, care contravine de altfel și conținutului mesajelor formulate cu ocazia acestei zile de președintele și de primul ministru al României. Atitudinea agresivă a prefecților și a subprefecților în această materie a contribuit și la intensificarea vocilor naționaliste din ultimii ani, culminată cu intrarea în Parlament a unui partid profund naționalist. Credem cu tărie că în secolul 21, conviețuirea pașnică presupune, printre altele, și respectarea reciprocă a sărbătorilor naționale, inclusiv prin utilizarea liberă și nerestricționată a simbolurilor naționale. Miklós Zoltán, deputat de Covasna. Mulțumesc!